România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cred că de acum o țară întreagă a văzut aceste imagini. Un cetățean conduce pe autostradă, părăsește volanul și merge pe bancheta din spate. Activează câteva sisteme de navigație, pune centura de siguranță în gol și apoi blochează volanul cu o sticlă de apă. Teoretic, acum mașina ar merge ca o mașină autonomă. Omul anunță live pe Facebook că așa merită trăită viața, că e o adevărată plăcere și mai ales este o măiestrie în ce face. Câtă vreme mașina citește liniile continue de pe șosea, ea își menține traiectoria, iar sticla de pe volan o interpretează ca o mână pe volan. Asta înseamnă că sunt câteva zeci de secunde în care poate să țină drumul drept, dar nu și când linia continuă se termină. Virează ușor spre dreapta și apoi iese de pe șosea și se răstoarnă într-un șanț. Cei doi oameni scapă cumva cu viață. Nu știm de când e filmarea și nici nu știm încă cine e șoferul mintos. Este căutat acum. Și mă veți întreba, dar ce e nou aici? România e plină de teribiliști, de oameni cărora nu le pasă de ce se întâmplă cu ei sau cu alții. Și poate că aveți dreptate și nicio emisiune de radio nu ar șterge valul de moarte de pe șoselele noastre. Dar înainte de a face această emisiune, colegii mei mai tineri mi-au spus că tipul acesta de filmări este des întâlnit pe TikTok, mai ales, știți, noua rețea socială a teribilismului. Că sunt zeci de oameni care ar face o măiestrie sau o prostie cu mașina și alte mii care îi aplaudă, în mod evident. Și eu cred că lucrurile sunt cumva legate. Ce vedem în aceste imagini poate constitui o explicație pentru zeci de alte situații pe care nu le judecăm până la capăt. Poate haosul, dezorganizarea din România, incapacitatea noastră de a răspunde unor situații complexe se datorează unor astfel de oameni. V-ați gândit vreo secundă că poate, dincolo de educație, s-ar putea să nu ne ajute nici inteligența pe un anumit palier? Na, ce frumos mă exprim, da. Priviți această situație. Credeți că un astfel de om, care știe că o mașină se poate conduce și de pe bancheta din spate, cu o sticlă de apă, credeți că lui poți să explici fenomene mai complexe legate de funcționarea societății, de funcționarea unor instituții, despre vot, despre alegeri, referendum sau despre imunizare? Credeți că cine face asta ca în imaginile pe care le-ați văzut sau despre care v-am povestit are capacitatea de a rezolva situații complexe de viață? Adică, mai mult de atât, ce să se poată? La noi se râde că americanii au semn să nu pună pisica în cuptorul cu microunde sau că pe cana de cafea scrie că e fierbinte. Dar oare unui astfel de om nu i-ar folosi astfel de semne? Și atunci, la situația asta, ce răspuns dai ca societate? Ce faci când îi ai pe unii care nu pricep nici lucruri elementare, dar care pot să-i omoare și pe alții? România rămâne campioană la accidente și morți în Europa. E, de fapt, campioana nepăsării, dar și a neînțelegerii unor concepte simple. Eu vă chem să povestiți astăzi. 0372069599. Acest accident este dovadă de teribilism sau pur și simplu de capacitate intelectuală scăzută? Când ai fost cel mai aproape de moarte pe o șosea din România? Și, da, povestește-ne. Și apoi spune-ne o idee care ar putea să scadă numărul de accidente în România. 0372069599. Emisiunea asta este live pe Facebook, nu de la volan. În schimb, e doar live pe Facebook, pe contul Europa FM. România în direct începe ascultându-l pe Bogdan. Bine ai venit la noi, salutare! Salutare, Cătălin! Cătălin, am văzut, chiar ieri mă uitam la acest video și am rămas surprins dacă poate să-i ducă capul pe câte unii. Ideea este că, știi cum e, eu fac undeva la vreo 45.000 de kilometri, anul mă ocup de jumătatea de țară, și am avut destule ocazii, s-au întâlnit destui oameni în trafic care mi-au pus viața în pericol.
Cred că totul pleacă de la acea testare psihologică, fiindcă dacă acea testare psihologică ar fi dată, să zic așa, ca și testare, nu doar să uite un psiholog la tine sau nu știu dacă o fi chiar un doctor psiholog, să te întrebe în ce dată ești când ai acea testare și ăsta este tot examenul, cred că am depășit un pic și am mai restrânge un pic aceste minți luminate care își pune bidonul la volan. Da, am întâlnit situații în care pur și simplu mergea seara fără faruri. Intrau în depășiri sau au intrat în depășire, pur și simplu m-au întâlnit cu el în față și nu știam în ce parte să o iau. Stânga, dreapta, noroc că a avut el spiritul de a tras stânga, m-au ocolit pe mine prin dreapta și a continuat drumul, adică am rămas surprins, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Da, ai ai văzut câtă lume pe șosea nu poate aprecia distanțele? Adică între mașini? Exact. A, ai exact, remarcat? Exact, nu păstrează, vin din spate. Chiar a fost un accident de curând în Prahova. În acea localitate, în Bucov, credem că mergi cu limită 50-60, mergi și vine și îți face flash-ul din spate. Băi, dă-te că mă grăbesc. Păi ce să-l facem noi la astfel de oameni care vine să lipește de tine? Ești pe banda 1, are banda 2 care e ocupată. Aia e întrebarea pe care am pus-o eu astăzi, știi? La asta ca, băi, ce facem cu astfel de oameni care dincolo de teribilism... Da, așa, zi, soluție. Ideea mea ar fi ca acele teste psihologice care se fac anuale sau când se faci permis pe 5 ani, 10 ani, să se facă pe bună dreptate, când se dau testele. Poliția să-și facă treaba, să iasă să-i sancționeze, fiindcă orice țară educată, de exemplu Spania, Germania, acolo nimeni nu-și depășește limita, nimeni nu face depășiri, fiindcă știu că într-un colț există o cameră și peste câteva luni de zile le vine o amendă acasă și zice, băi, nu, nu fac chestia asta. Povesteam cu un prieten care lucrează în țările astea, în Libia și în țările de conflict, îmi spunea, eu am meserie de inginer și spunea, băi, de ce nu vii? Și am zis, băi, e o țară de conflict, nu vii. Păi și-ți convine să, zice, riscul tău e mai mare în România pe străzi decât riscul meu să fiu împușcat într-o astfel de țară. Da. Să mori. Da, 904 oameni, mulțumesc Bogdan, drum bun. 904 oameni au murit până în luna august a anului 2021. Băi, oameni buni, asta este foarte mult. Foarte mult. Și spune Bogdan, da, dăm testări psihologice. Da, testarea psihologică ne verifică în raport cu societatea, nu în raport cu capacitatea noastră de a gândi niște lucruri și de a lua niște decizii simple. Adică poate să vadă dacă ești agresiv, psihopat, dacă îți pasă de ceilalți, dar nu poate testarea psihologică să vadă dacă tu îți dai seama că mașina ta trebuie să stea la 80, 100 sau 50 de metri față de cel din fața ta, da? Sau nu spune la testarea psihologică, domnule, și o să pui o sticlă cu apă acolo, nu? Adică, da. Cum procedăm? Cristi, salutare, ești la România în direct. Salut, Cătălin, ție și ascultătorilor tăi. Am să preiau de unde ai spus, ai lăsat mai devreme, este vorba de societate și de stadiul în care ne aflăm. Motivul pentru care se petrec lucrurile acestea este, practic, conștiința fiecăruia dintre cei care fac asta că poate scăpa, sau are foarte mari șanse să scape nepedepsit. Și asta pentru că a făcut o dată de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, și nu i s-a întâmplat nimic. Stai puțin. Asta e nepedepsit, da? Și a zis, băi, exact. Sunt singur pe șosea, nu vine poliția aici și așa mai departe. Legea nu se aplică. Merg în București în fiecare zi din natura jobului, 100 și ceva de kilometri, am camere de luat vederi față și spate. Dacă aș da poliției camera aceea de luat vederi în fiecare zi, ar cel puțin 50 de inși ar rămâne fără permis în fiecare zi. O secundă. Depășire, catastrofă, treceri pe roșu. Da, USR-ul a depus un proiect de lege acum la Camera Deputaților, recent, prin care se cere ca acele camere să fie gata omologate, în sensul că să fie acceptate imaginile, cum le-ai depune tu, în instanță. Știi că acum acele camere, chipurile nu sunt omologate și, domnule, ce să facem? Constituie probe în caz de, pentru că se creează o imagine și opinie. Nu asta mă referam, dar pur și simplu aceștia care fac lucrurile pe care le registrăm cu groază fiecare dintre noi, fac lucrul acesta pentru că au aproape certitudinea că vor scăpa nepedepsit. Am văzut treceri pe roșu și neacordări de prioritate cu polițistul în față. Am atras atenția polițistului și a frâns de nume. Ce să fac? Cred că le este lene să scrie un proces verbal. Nu, uită-te, la cazul ăsta, posibil.
Dar la cazul ăsta e vorba de altceva. Aici nu e vorba de poliție, Cristi. Că scap, că nu scap, că ți-a permisul sau nu știu ce. Dar de aici acolo e vorba... până să ajungi să faci prostiile alea, da, ai făcut multe altele. Eu aș sugera, sincer să spun, de înființarea ceea ce este în Germania. Pentru că trebuie să trecem la idei, pentru că vor și alții să vorbească. În Germania există un tribunal de trafic în care judecă numai și numai probleme de trafic. Da, nu știam asta, acolo te duci cu avocatul de mână, da? Așa. Și ăla nu pleacă de acasă fără câteva sute de euro pe oră. Eu am luat o amendă în Germania, am intrat într-o zonă de construcții cu 111 la kilometri la oră într-o zonă de 100. Două săptămâni mai târziu mi-a venit amenda acasă în București, foarte frumos, în acel plic maro, cu poza mea zâmbitoare la volan, da? Și cu amenda de 25 de euro. Și îmi spunea acolo, și în română, și, da, în, da, și în germană, tot. Îmi dădea vreo 5-6 modalități de plată, am plătit, două săptămâni mai târziu mi-a venit scrisoarea de mulțumire. Ți-a mulțumit că ai plătit? A, e fantastic. Am plătit amendă, pe cuvânt de onoare. Asta e. Deci, la noi nu se aplică legea. În loc ca poliția să fie reactivă, ar trebui să fie proactivă, ar trebui camere peste tot. Uitați-vă numai la acea prostie pe care o fac, am bandă dedicată de viraj la stânga și sunt trei benzi, vine din mijloc să bagă în fața mea, trece peste trecerea de pieton, îmi depășește să bagă în fața mea. Aceea e trecere pe roșu. Dacă eu pun camera acolo și eu iau 100 de permise pe zi, vă dați seama că ia foc Facebook-ul și nu mai face nimeni chestia aceea? Îți mulțumesc tare mult, dar vedeți, aici Cristi insistă asupra faptului că, bun, nu-și face poliția treaba așa că am putea avea amenzi mult mai mari. Dom'le, ce am văzut în imaginile respective trece dincolo de chestiunea asta din punctul meu de vedere, pentru că primul lucru pe care ți-l spui tu în momentul în care te așezi la volan este, hai să ajung în siguranță unde am treabă, acasă, la familie. Ăla e primul lucru pe care l-ai în minte. Mă fac eu tot ce trebuie ca să rămân în regulă cu mintea la mine și să vin întreg să-mi văd copilul, nevasta, părinții. Acolo pentru mine este mare mirare. În acele imagini, cetățeanul de la volan, doamne, n-a avut chestiunea asta, adică n-a avut emoția asta că s-ar putea să mor. Înțelegeți? Pe mine asta mă frapează. Până când să vină poliția cu girofarul, era trebuit și a zis, domnule, stai domnule că eu rămân în viață după treaba asta. Cum să explic eu lucruri mai complicate ăstuia? Vlad, salutare, ești la România în direct. Salut, Cătălin. Apropo de ceea ce ai spus înainte, eu îmi desfășor activitatea, lucrez în vânzări în județele din centrul țării. Referitor la siguranță, în sezonul estival, în sezonul de vacanțe, anul ăsta, pentru mine a fost un șoc total să văd oameni cu familii care depășeau pe linii continue la hazard, fără să vadă ce se întâmplă în față, în zonele Sighișoara, în partea asta aici de țară, unde era aglomerație. Efectiv, odată am rămas fără cauciucul din dreapta față și jantă, pentru că am tras în șans, pentru că absolut, altfel era impact frontal. Am ajuns ca eu cu om pe prioritate să reduc viteza în curbe la 40-50 la oră, să mă gândesc oare ce vine din față, tir, mașină. Deci a fost ceva pe care eu nu pot să-mi explic. Oameni cu familii, copii de 2-3 ani stând în dreapta, în brațele cu mamei sau cine era, lipsă totală de siguranță. E ceva șocant. De obicei, ți se naște un copil, mai pui piciorul pe frână. Așa gândesc majoritatea sau generația mea. Ții minte și acum un prieten de-ai mei cum îmi spunea, de când mi s-a născut băiatul, să știi că merg altfel. Sau când sunt cu el în mașină, merg și mai încetul. La asta mă aștept și eu, Cătălin. Când ai familia cu tine, trebuie să fii de două ori mai precaut, să te protejezi tu. Lasă pe că trebuie să te aștepți să te ferească cel din altul. Pe mine asta m-a frapat la maxim. Ceea ce văd zi de zi în trafic, când desfășor activitatea. Și mai mult decât atât, îți spun că a trebuit să cumpăr soției o mașină, un SUV, ca să o știu în siguranță, pentru că aici mai intervine o chestie, misoginismul la volan. Eu ăsta ea nu-l înțeleg. Văd în trafic șoferițe agasate de către șoferi de diferite categorii, categoria A, B, C, ce-or fi, din simplu fapt că le văd femei la volan.
lucru care ține de educație. Revenim la educație și la cei 7 ani de acasă și la modul în care ne tratăm și ne respectăm între noi. De fapt, acest lucru pe care l-ai spus ultima dată este esența. România este țara nepăsării față de alții. Adică nu te interesează nici pe tine, nici pe mine dacă celălalt o să moară. Noutatea este însă că nepăsarea față de viață a ajuns în propria noastră familie. Bă, sunt cu nevasta, sunt cu copilul. Bă, da, poate să moară cineva aici. Nicio problemă. Poate facem altul sau nu știu cum să gândește. În situația asta, poate avem nervi întinși la maximum. Dă-mi o soluție, dă-mi o idee. O soluție, eu cred că carnetul ar trebui acordat pe un minim de educație, pentru că altfel nu văd altă. Hai că zic eu. Ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Ia uite aici. În octombrie 2021, 34 de persoane au fost trimise în judecată pentru fraude la examenele pentru permisul auto în Suceava. Printre ei, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, instructori și intermediari ai școlilor de șoferi, care, în schimbul diferitelor sume de bani, ar fi permis fraudarea probei teoretice de către un număr de 235 de candidați. Înțelegi? Deci 34 de băieți care au dat drumul la alți 235 de băieți care s-au descurcat ca să meargă liber pe șosea. Ce zici de treaba asta? Și tu zici că ar trebui da carnetul cu educație. Uite, domnule, polițist român. Vrei să intrăm într-o discuție atât de amplă despre rolul cetățeanului și modul cât de mult se implică, pentru că pe aceeași șosea merge și polițistul respectiv, dar nu-l interesează, pentru că, cum ai spus înainte, fiecare se gândește doar la el și la bunăstarea lui. Domnule, o să fie un moment tragic, mulțumesc tare mult, vă și spun scenariul de film. Când un polițist din ăsta care ia-și pagă pentru dat carnetul, o să fie accidentat de unul de ăsta de a da carnetul, înțelegeți? Ăla va fi momentul conștientizării. Și încă ceva. Când aveți copii acasă, despre care știți că să duc și dau șpagă să-și ia nenorocitele alea de carnete, luați-le și dați-le două palme, că altfel nu se mai poate, și spuneți-le: băi, tu vrei să mergi cu mașina sau vrei să fii în viață? Care-i prioritatea ta? Vedeți, într-o țară, când renunți la dreptul la viață de unul singur, s-ar putea să fie niște probleme. Și acum faceți comparație, că nu v-am zis întâmplător asta, între cei 34 care au dat 235 de carnete ca ăia să meargă pe stradă, habar neavând de ei, și ăia deștepți de la vamă de acolo, care dădeau vaccinare tot așa pe șpagă. Până noi nu e aici nicio similaritate, adică nu e nicio problemă cu moartea înainte. Dar important e că ne-am rezolvat nouă problema. Tudor, salut! Când ai fost în primejdie de moarte pe șoselele din România? Păi, acum 10 minute. Sunt la volan, am hands-free la telefon. Acum 10 minute tocmai m-a depășit un individ. Când s-a încadrat înapoi pe banda de mers înainte, a intrat milimetric. Am fost nevoit să frânez. Acum un sfert de oră, un individ în depășire pe contrasens a ieșit pe sensul meu. Am fost nevoit să frânez până aproape m-am oprit, ca să nu fac un accident. Și de asta am și insistat să intru în direct alături de tine. Eu cred că e o problemă foarte mare de cultură, de incultură. Dacă te uiți numai la reportajele Recorder, de la referitoare la poliție, la acel pădurar din Maramureș, care a strânit un întreg sat împotriva lui, iar apoi a fost mutat în alt district. Sunt probleme care nu sunt adresate de către poliție, de către instituțiile statului, care au fost lăsate așa în ultimii 30 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Și din cauza asta am ajuns aici. Spuneai mai devreme că acele teste psihologice nu sunt relevante, că se referă, că fac comparație cu normalitatea pe care o văd în societate. Eu cred că ar trebui să se verifice instinctul de conservare al omului.
efectiv, băi, când traversez strada, petrecerea de pietoni, mă uit stânga-dreapta, mă arunc, când intru într-o depășire, viața mea, oare nu contează dacă vine unul și intră în mine frontal? Cred că asta este problema. Cred că trebuie pornit, într-adevăr, cum au zis și ceilalți, de la educație, trebuie pornit de la aplicarea sancțiunilor, pentru că legi oarecum avem, legalizarea camerelor de bord. Eu am investit într-o cameră, am investit chiar câteva sute bune de lei, tocmai ca să mă protejez. Și nu numai împotriva șoferilor, ci și împotriva poliției care aplică sancțiuni când nu este cazul. Văd fracțiuni din ceea ce faci tu pe șosea și te trezești cu carnetul ridicat, cu amendă, cu un individ care reprezintă poliția, care nu știe să vorbească, nu știe să aplaneze un conflict, să te detenționeze în cazul unei șicanări în trafic. Cred că astea sunt problemele care trebuie să adresate. Adică, din punctul meu de vedere, dacă nu se întâmplă nici educație, nici verificarea corectă a celor care dau examen, nu se aplică nici legile, nu se întâmplă nimic și totul așa, sistematic, adică traversez odată pe roșu, trec cu mașina pe roșu, numai azi dimineață până am ieșit din București, am văzut 3 autobuze, o mașină de poliție care au trecut pe roșu. Mașina de poliție, menționez, nu avea girofarul pornit, nu avea sirenă pornită, se au forțat pur și simplu galben. Ce rămâne după toate astea, după inconștiență, neștiință pe care le-ai numit? Ce soluție rămâne? Care ar fi resortul la care ar răspunde acești oameni? Resortul ar fi ca în momentul de față, noi, cetățenii, șoferii, să sancționăm cât se poate de des derapajele din trafic, chiar și greșelile proprii trebuie recunoscute. Până la urmă, toți greșim în trafic. Nu există unul care să nu greșească. Dar trebuie duse și mai departe. Trebuie făcute plângeri la poliție. Trebuie ca poliția să-și asume rolul de poliție și să aplice amenzi, nu să iasă la făcut norma de amenzi. Trebuie de carnete. Efectiv, în momentul cum în care este pe stradă un polițist, să-și asume faptul că trebuie să oprească orice individ. Eu sper, mulțumesc tare mult, Tudor, eu sper ca să treacă proiectul ăsta de lege propus de USR, după care să putem să inundăm poliția română cu imagini de pe șoselele noastre. Și să fie acolo un departament la poliție care să ia, știi, să primească imaginea ce viseam. Da? Să ia imaginea respectivă și să zică, ia uite, județul Harghita pe cutare drum de acolo, a venit tipul ăsta de la București, ia uite ce a făcut aici, avem dovadă, da. Mai țineți minte, mi-a trimis cineva pe Facebook, mulțumesc tare mult, mai țineți minte când domnul deputat PNL Florin Roman așa spunea că, domnule, asta mașinile de poliție cu radar trebuie presemnalizate cu panouri 500-2000 de metri. Cred că au și făcut chestia asta cu presemnalizarea, după care au trecut la aia la altă, cu bă, nu mai ascundeți radarele și așa mai departe. Ce mai faceți, domnul Roman? Cum mai merge România? Ce prim-ministru mai aveți astăzi? Merge treaba brici, nu? Am auzit la dumneavoastră. Salutări de la toți șoferii onești din România. Că am înțeles că poliția stă la vânătoare. Asta era marea problemă a parlamentarului român. Nu putea să-i dea talpă cu Loganul, cu șofer pe acolo. Zum, 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 zum. Da. Daniel, salut, bine ai venit la România în direct. Salut, sunt Daniel din Timișoara. Ce mai e pe la voi? Mie și groază. Ce să mai fie? Eu fac de 11 ani cu o dubă de 3 tone jumate. Timișoara, livrez marfă, agent comercial. În județul Hunedoara. 4-5-6 de kilometri pe zi. Okay. Am avut în 2015, în toamna de 2015, până nu s-a dat drumul la autostradă, un accident, a țipit unul la volan, pe linia continuă, în localitate, n-aveam eu până 60, eu până 60 s-au oprit acele. Ceea ce vreau să zic că trebuie pusă centura de siguranță și la copii, în primul rând. Impactul frontal e devastator. Deci s-a rupt scaunul cu tot, am avut centura pusă corect, am dat cu genunchiul. Daună totală a fost Iveco. A scăpat și el cu viață, cu greu. Asta e una dintre treburi. La 60 la oră. La 60 la oră, da? Da, deci 60 cu 60. Mm-hmm. 60 cu 60, nu 100 și ceva. Cu... Da. Asta e o chestie ca să fim noi mai în siguranță. Centura pusă corect, peste brâu, nu doar trasă după cap. Noi nu avem exemple. Nu am văzut niciodată un polițist care să aibă Bluetooth.
toți polițiștii vorbesc cu telefonul la ureche. Ați observat treaba asta? Uite, bună asta, da. N-am văzut niciodată, niciodată n-am văzut ca exemplu, ce exemplu, exact cum e chestia și cu vaccinatul. Ce exemplu îmi dai tu, președintele țării și premierul, când nu porți mască, tu mie, când să mă duc să mă vaccinez, eu m-am vaccinat. Dar vreau să zic, ce exemplu avem noi? Când poliția nu dă exemplu și mă oprește tot el, se ia după mine, că țin telefonul la ureche. Eu acum am tras pe dreapta, sunt la coborâre la Coșava, am tras pe dreapta. Ca să pot să vorbesc, că n-am handshake. Așa, bine ai făcut. Sau deși bine. Și am zis să mă auziți bine, că de-aia zic. Asta e altă chestie. Și mai o chestie, nu vorbesc relevant, sunt șofer, nu mă pricep la vorbe. Vreau doar să vă spun atât. Până nu se schimbă legile și până nu se face mai drastic și amenzile mai mari, și nu că nu le-am plătit, eu până, deci am 35, până pe la 27, mi-e rușine să zic treaba asta, am un dosar cu procese verbale și chitanțe atașate de cum am plătit, așa, pentru indisciplină în trafic. Viteză, centură, interzis, cum am alergat ca și curier și ăsta. Și ce te-a schimbat? Cum a trecut vârsta, poftim? Ce te-a schimbat, asta vreau să văd. M-a schimbat vârsta, m-au schimbat anumite chestii pe care le-am văzut în trafic. Am văzut accidente live, nu are rost, că nu pot să-ți povestesc câte am văzut cu ochii mei în fața mea când a derapat pe umezeală. A dat cu spatele în gard și m-am dus repede la el. Unde-i șoferul? Și-o spus eu șoferul. A zburat că nu a avut centura până în luneta. A spart cu capul luneta din spate, l-a dat celogan. Au, ce-am făcut? Exact ăla din filmare. Filmarea aceea despre care vorbim, am distribuit-o și eu ieri. Vai, ce-am făcut? Zic, ce-ai făcut? Să zici mersi că n-ai dat peste unul în curbă care venea cu familia lui. Mai bine că ai dat în gard, las că fierul se îndreaptă. Și în legătură cu amenzile. Nu, am zis că eu le-am plătit, da? Trebuie plătite. Nu ai plătit în decurs de nu știu cât timp, te suspendă permisul, nu mai ai voie să te urci la volan. Eu zic că doar așa putem să ne îndreptăm și să fim mai civilizați. Ai dreptate, îți spun, și stau să mă gândesc la emisiunea asta. Mulțumesc tare mult, Daniel. Vedeți, domnilor politicieni și administratori, câte idei au oamenii din România, și asta în jumătate de oră de discuție. Și dumneavoastră, cu experiența dumneavoastră, când vă așezați la o masă, puteți să puneți toate aceste idei, da, și să înnăspriți lucrurile de care avem nevoie. Dacă sunt oameni cărora nu le mai pasă nici măcar de viața lor, la un moment dat înseamnă că să temi de ceva. Dar care-i mecanismul? Poate frică. Frica de luat carnet, frica, nu știu, de pușcărie, frica să piardă mașina aia pe care o iubesc atât de tare. Mă gândesc. Mihaela, salutare! Hai, uite că a venit o doamnă. A zis cineva mai devreme de misoginism la volan. Ce ți s-a întâmplat? Asta vreau să zic și eu. Sunt agent de vânzări și efectiv bărbații, când văd femei la volan, parcă văd pe... Nu vreau să spun. De foarte multe ori am fost șicanată în trafic. Adică dacă eu cât de cât conduc bine și sunt atentă și pot să te depășesc, apoi începe șicanarea. Depășește, oprește, frânează. La fel am avut un accident în 2007. Urât. Dar am trecut peste și vreau să zic că legile sunt varză. Deci nu puteți să-mi spuneți mie că încă nu se mai dă șpagă. Nu există. Deci 80% din toate permisele care se iau, se iau cu șpagă. Se iau, adică pe care, unde dai examen, la examen te referi? Absolut, da. absolut. 80%? Și nu știu. Sunt multe persoane care, nu știu, și achiziționează mașinile care n-au semnalizări. N-au stopuri pe frână. Asta mă gândesc, din moment ce nu semnalizezi și nu ai stop pe frână. Da, mă gândesc că aici avem, ne plac mașinile nemțești la mâna a doua, dar nu ne plac întotdeauna cele mai îngrijite mașini. Dacă neapărat că nu sunt îngrijite, nu știu, e o sălbăticie, e un haos total în trafic, un haos. Toată lumea vrea să fie prima, toată lumea vrea să depășească, e un haos total. Iar în legătură cu poliția și cu radarele neinscripționate, asta e, doar așa poate să-și facă și norma de amenzi, stând la vânat și la... Pe parte este bine, pe parte ei știu...
Asta cu norma de amenzi, de câte ori prindem un polițist aici, Mihaela, mulțumesc tare mult. De câte ori prindem un polițist aici, o să zic că nu există normă de amenzi. Nu știu, acum o să sună 1000 de telefoane care să ne zică, ba, există normă de amenzi. Oficial, n-are cum să existe, nici nu știu dacă le dă premiul la norma de amenzi. Cert e că cu normă sau fără normă, treaba nu funcționează. Vinovățiile sunt împărțite. Dar știți care e de fapt problema noastră? Că nu ne stabilim obiective mici de etapă pe care să le atingem. Că rezolvarea problemei la nivel general va fi greu de atins. Dar de aici până aici, să zicem, anul viitor, în loc de 904 până în luna august, știu că sună prost. Hai să avem doar 600. Cum facem treaba asta? Hai să vedem cum reușim noi să avem 600. Cătălin, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Bună, Cătălin. Sunt un ascultător fidel de-al tău și acum mi-am făcut pentru prima oară cu Rasen în direct. Trei aspecte aș vrea să dezbat legat de subiecte emisiunii. Spuneam mai devreme de frică. Din punctul meu de vedere, frica de a face accident, frica față de aș pierde viața proprie, nu este foarte pregnantă în rândul poporului român, ci mai degrabă frica față de golirea buzunarului. Pentru că românul se gândește foarte mult la bani și cred că ar fi o soluție, una dintre soluții spre a diminua problemele rutiere de a crește nivelul amenzilor. Al doilea, mă gândesc că până la urmă ceea ce se întâmplă în traficul din România este un amalgam de factori. Și asta o spun din propria experiență. Un factor foarte important este vorba de, ca să dau și un exemplu în acest sens, este vorba de o oarecare nepăsare din partea organului legii, iar în al doilea rând este un cumul de factori care pur și simplu caracterizează poporul român, și anume faptul că în democrație a fost prost înțeleasă. Dacă a picat un regim și a venit un altul mai liberal, asta nu înseamnă că nu mai trebuie să respectăm reguli. Apoi este legat și de educație și, repet, revin cu un exemplu. Și este vorba și de snobism. Snobism? De respect, stai un pic, snobism. Că aici mai prins, e ceva nou în discuția noastră. Ăsta nu l-am auzit și am mai făcut emisiuni pe tema asta. Ia. Pentru că am să-ți dau un exemplu. Eu în momentul de față îmi fac casă în București. Așa. Și neavând un spațiu locativ, stau împreună cu soția și copiii la soc din Mihăilești, Giurgiu. Așa. Și fac zilnic dimineața și seara acest drum între București și Mihăilești. Și la capătul Bucureștiului există prelungirea Chencea, e o stradă care se numește Dantelei, care se termină în Mărgelelor, se intră în Bragadiru, practic. Așa. Această Dantelei este cu sens unic, dar are două benzi pe sens, una de făcut la stânga, una de făcut la dreapta. Jumătate din mașini se încadrează pe banda din stânga și fac stânga, într-adevăr, celelalte jumătate, jumătate se încadrează pe banda din dreapta și fac tot stânga. Clasic de București, cum ar fi. Exact. Da. E, am văzut problema care se întâmplă de atâtea ori, o văd în fiecare zi și am sunat la poliția Ilfov, am sunat la poliția Bragadiru și am sunat și la 112. Atitudinea a fost primită, atitudinea de care am avut parte a fost ceva de genul ce mai vrea și ăsta. Da. Și așa, cred că te-au înjurat și mulți șoferi acum din aia care stau acolo, știi? A zis, iau-te-mă... Cam așa ceva. Și la un moment dat... i-am tăiat calea unuia care era pe partea unei doamne, ca să mă exprimez, unei doamne care era pe banda dreaptă și a făcut stânga și eu eram pe banda stângă și făceam stânga și i-am tăiat calea și am avut o discuție de 30 de secunde care pur și simplu pe mine m-a lăsat mat. Ce ți-a zis? I-am zis, doamnă, nu vă gândiți că încălcați vreo trei reguli rutiere în acest moment și a zis, care este problema ta, că e carnetul meu. Și am zis, ok, dar nu vă gândiți la integritatea mașinilor și a șoferilor care respectă regulile? Care e problema ta? Am RCA, RCA. Și am zis, ok, dar respectul față de ceilalți participați în trafic? Și am zis, eu am merge de Sfai Opel. Deci, eu am rămas pur și simplu fără cuvinte. N-am mai știut ce să zic. Într-adevăr, aveam un Mercedes ultimul model. Eu am un Opel Astra H din 2007, cu
faptul că avem fac treaba. Incredibil. Exact. Incredibil. Deci pe asta încă nu auzi, o simțeam, o știu din societate, dar să o aud așa exprimată. Băi, săracule, ce mai cauți, mă, pe șosea? Mai dai și telefoane la poliție. Exact. Cu Opelul tău din 2007. Da. Am și alte mașini, însă nu mă fălesc cu ele, însă asta e o mașină cu care eu fac treaba din punctul A în punctul B. Prieteni. Dar, da. Nu uitați, Cătălin, emisiunea de azi s-a încheiat aici, cred. Da, s-a încheiat aici. Îmi pare rău, Eugen, și mai este un domn Badea acolo care astăzi nu o să aibă loc, dar ne întoarcem. Adică mi-e teamă că emisiunea asta va fi perpetuă în România. Sper să mă înșel, sper de tot să mă înșel. Mașina, cum a zis prietenul nostru Cătălin, trebuie să ajungă din punctul A în punctul B. Asta e tot ce are de făcut și să-i ducă pe ocupanții săi în viață. Gândiți-vă pentru o secundă la copiii voștri, la părinții voștri, când vă suiți în această mașină. Știu că printre cei care ne ascultă astăzi sunt mulți care au făcut și belele de genul acesta. Da? Gândiți-vă să ajungeți cu bine. Ăla e primul lucru pe care îl avem de rezolvat. Trebuie să refacem valorile în țara asta. Prima valoare este dreptul la viață al tău și a celor din jurul tău. Lasă-o încet, măcar pentru asta. România în direct de astăzi se încheie aici. Mâine o să avem o dezbatere grea de tot la Deșteptarea României. O să vină aici doctorul Dorin Bică și o să întrebăm cum facem să-i ținem pe medici în România. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun tuturor, spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.